Ministrul Muncii Marius Budai a venit la Gorj hotărât să le explice sindicaliștilor din Minerit și Energie ce soluție a găsit pentru nemulțumirile angajaților CEO legate de vârsta de pensionare. Să vedem de ce persoane care lucrează în aceleași condiții, unele beneficiază de grupa a doua de muncă și altele persoane nu beneficiază de grupa a doua de muncă. Am înțeles că e vorba de o unificare la un moment dat de mai multe companii și de acolo a venit această chestiune. Dar mi s-a părut interesant să o preiau, să o discutăm și eventual și cu sprijinul colegului de la Ministerul Energiei, chiar cu sprijinul colegului de la Ministerul Economiei, să înțeleg mult mai bine care este situația și să vedem care este până la urmă rezolvarea, ca să fie cel mai important pentru oameni. Ministrul a mai declarat la Gorj că se va analiza modul de salarizare pe fiecare categorie, în sensul că nu trebuie să mai existe diferențe salariale pentru aceeași categorie de muncitori. Am înțeles că în cadrul CEO Oltenia sunt lucrători care lucrează pe funcții similare și o parte beneficiază de grupă de muncă și o parte nu beneficiază de grupă de muncă. Mi se pare o chestiune destul de gravă și cu siguranță mă voi apleca asupra acestui lucru și să îl informez pe domnul președinte Weber de ce avem de făcut, poate din punct de vedere legislativ sau dacă nu, ce trebuie să facă și să discutăm luni, va fi la mine și domnul Bișan din zona să discutăm și poate ceva de făcut de către administrația, de către conducerea CEO Oltenia. Dar, într-adevăr, este o problemă ca pentru condiții similare, persoane diferite să beneficieze de tratament diferit, să spunem așa. Oficialul a promis că va reveni în Gorj și cu soluții.